Flăcări uriașe s-au văzut în noaptea de vineri spre sâmbătă în localitatea Dângeni. Un depozit de furaj a fost cuprins de flăcări. Întâmplător sau nu, depozitul aparține tocmai primarului comunei Dângeni, Cătălin Rotundu, care are și o fermă de capre în zonă. Mai multe echipaje de pompieri din Trușești, Săveni și Botoșani au încercat să lichideze flăcările pentru a preveni extinderea. La fața locului s-au deplasat 5 echipaje cu 5 autospeciale cu apă și spumă. La sosirea forțelor de intervenție ardeau circa 90 de tone de furaje, existând pericolul ca flăcările să extindă la alte 90 de tone. Incendiul a fost stins în limitele găsite de pompieri. Este a patra oară în ultimii ani când proprietățile lui Cătălin Rotundu sunt incendiate. În anii trecuți au luat foc o discotecă, un bar și un magazin, ce aparțineau familiei Rotundu. Primarul comunei Dângeni se afla astăzi la sediul PNL. Acesta era însă afectat de situație și nu a dorit să discute cu echipa Somax. Polițiștii au deschis o anchetă.